Da, voi sunteți cele mai frumoase. Am albastru? Nu. Nu, da, frumoși. Nu s-a luat și da, în gât. Da, da. Mădălina, când a văzut ochii ca ei la un bărbat, s-a dus și l-a intervievat. Dar e vorba despre Radu Constantin. Iată, ochii albaștri în ochii albaștri se privesc. Tânăr de succes, șarmant, inteligent și foarte disciplinat, Radu Constantin a devenit sursa de inspirație pentru mai bine de jumătate de milion de utilizatori ai rețelelor sociale. Cu ochii de un albastru profund, tânărul cucerește inimi pe bandă rulantă. Vestea bună pentru domnișoare abia acum vine, însă. Radu Constantin este din nou singur și aceasta este prima lui apariție TV de când nu mai este într-o relație. Doamnelor, domnilor, am decis să mă antrenez pentru succes și mi-am ales un mentor pe măsură, Radu Constantin. Radu, ce faci, Radu? Mă așteptam să mă chem la un birou, să mă pui să-mi iau o agendă. Când colo, el m-a chemat la o sală de sport. M-am îmbrăcat potrivit, dar mai mult nu am. A, și nu e nici singur pe deasupra. Domn profesor, cu cine? Că îți dai seama, antrenorul de mentor, practic. Băi, totul pleacă de jos, frate. Dată fiind așa latura ta artistică, parcă e un sport destul de dur, să nu zic, agresiv. Da, este dur, dar eu zic că e mai mult disciplină. Adică nu e doar despre bătaie în sine. Știi cum e? O doamnă, o domnișoară, dacă ești cu ea, nu vrea să știe că stă lângă un pămpălău, știi? Adică... Aha, am înțeles de ce vine tu aici. Și asta, îți dai seama. O femeie are nevoie să simtă în siguranță. Domn profesor, corect, corect. Și da. Se simte o femeie în siguranță lângă tine, Radu? Eu de asta vin aici. De cât timp? De-aia îl chinui pe omul ăsta. De cât timp facem? Aproximativ un an. Da. E, stai așa că îl întrebăm pe domn profesor direct. Hai să, Radu nu ne aude acum. Cât de bine se descurcă Radu? Se descurcă. Acum nu-l lăuda foarte mult. Se descurcă foarte bine, e disciplinat. Să mai încerc o dată. Ce ai, mă, așa viteză? Mai rar, viteza asta n-am. Oh! Eu te-am dat pe spate până una alta. Da. Vreau să știu acum și invers, cum dai tu femeile de spate. Hai, Radu, recunoaște, Radu. Ca să-ți răspund asta, trebuie să-i dăm cupa campionului înapoi. Adică eu nu sunt campioană sau cum? El e the champ. Radu, și trecem la chestii serioase. Tocmai te-am dat pe spate. Da, corect. Ce calitatea ta? Da. Cucerește cel mai mult sau are prima dată impact în raport cu o femeie? Acum nu pot să zic că am toate calitățile, n-a că aș fi ipocrit să zic asta, dar cred că dacă apuc să deschid gura, știi, dacă apuc să vorbesc, cred că ăsta e un mare avantaj, un mare plus. Adică inteligența. Da, eu așa-mi place să cred. Acum că o fi adevărat, că nu o fi, nu mai știu. Feedback-urile ce spun? Feedback-urile așa spun. Și dacă ar fi să ne gândim la o calitate fizică? La o calitate fizică. Wow. Băi, nu știu, cred că primul... Domnișoarelor, luați aminte! Top 3 greșeli care descalifică o femeie în viziunea ta. Să nu aibă un vis al ei, asta e numărul 1. Adică cred că sunt foarte multe femei care, nu știu, văd ideea de relație ca singura, știi, singura chestie posibilă pe planeta asta.
înainte? Ce favorizează înlocuirea unui partener mai degrabă decât repararea într-o relație a lucrurilor care ar trebui rezolvate? Instagram-ul. Îți spun și de ce. Inevitabil, când ești într-o relație cu cineva, la un moment dat vă obișnuiți. Tu te obișnuiești cu ea, cu ea, el, ea se obișnuiește cu tine și așa mai departe. Și evident că noi ca oameni căutăm noutate, nou chestii. Și începi și te uiți pe Instagram. Mama, asta pare mai mișto decât ce am eu. Asta pare, mamă, cum ar fi cu asta, mamă. E, și uite așa, existând comparația asta over and over and over again, ajungi să crezi că ce ai tu acasă de fapt nu e ce-ți place. Tu cum faci să eviți asta? Băi, eu nu prea stau pe Instagram, am o chestie care îmi blochează Instagram-ul, la 15 minute îmi blochează telefonul. E un soft și ca să-l deblochez trebuie să dau 20 de lei. Dacă vreți. Serios? Da, da, trebuie să dau 20 de lei dacă vreau să-l deblochez. Trebuie să aștept minim o oră, după alea 15 minute trebuie să aștept minim o oră să mi se deblocheze. Dacă nu, trebuie să dau 20 de lei. Ce nu vreau să dau 20 de lei? Ca să mai dau două scrolluri. Da. Și la două ore, telefonul mi se blochează cu totul. Merg doar apelurile și mesajele. Am o curiozitate. Da. Care a fost cea mai mare diferență de vârstă dintre tine și o parteneră? Băi, cred că undeva la 10 ani. Ea mai mare. Ea mai mare. Da, ea mai mare decât mine. Cred că fiecare bărbat, mai devreme sau mai târziu, trebuie să aibă o experiență de genul. Asta e părerea mea, repet. Deși nu e deloc ușor să-l descoși pe Radu Constantin, colega noastră, Mădălina, a reușit să-i atingă latura sensibilă.